Hai acum să ne amintim ce am discutat, dar să ne gândim și la viitor. Le-am dat evaluare și bacalaureat copiilor, i-am luat la întrebări și despre digitalizare, imediat îi băgăm în examen și pe profesor. Unul din 5 nu este de nota 5. Îți explic. Carnetul de note este oglinda elevului, zice o vorbă, iar examenul de titularizare este oglinda profesorului. Adaptăm la această meserie. Anul acesta, 20% dintre profesorii care au susținut examenul au luat sub nota 5 și au reușit să ia nota 7, necesară pentru a trece examenul, că asta este, mai puțin de jumătate dintre cei care au candidat pentru un post. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, spune despre cei 4500 de profesori care nu au luat nici măcar nota 5 că este un semnal de alarmă, dar se va rezolva acest lucru odată cu reforma educației care va intra în vigoare în toamna lui 2023. Câmpeanu a promis analize ale cauzelor pentru care în școli și în licee a fost o rată de promovare foarte scăzută la evaluarea națională și la BAC, dar nici anul trecut nu a venit cu vreo concluzie, deși promisese un lucru asemănător. Păi ce spuneam și mai devreme, mi se pare că se aplică și cumva este o continuare. Ăștia suntem, nu e deloc un paradox, este realitatea noastră și nu facem prea multe să o schimbăm, sau cel puțin asta pare. Câmpeanu sau, mă rog, Câmpeanu că este la cu ministrul educației, dar la rândul lor, cam toți au făcut asta, dau vina pe nivelul slab al profesorilor, profesorii dau vina pe sistem, că au salarii mici, că n-au bani, că nu sunt motivați și în tot acest timp se pierd generații. E un cerc vicios din care nu reușim să ieșim. Păi ieșim, ieșim cu această reformă pentru că este important. Care e reforma? Reforma învățământului, care tocmai a fost dată, da, în lucru. Sigur că ea se aplică peste un an, o să mai ratăm o generație, aici putem fi de acord, însă această reformă vine cu câteva lucruri noi. În primul rând, mărește salariile pentru profesor, o categorie lăsată în bătaie de joc și în bătaia sorții. Acest lucru se va schimba. Apoi, ceea ce mi se pare radical în această reformă, acel an de stagiatură pe care îl face un profesor, ca la medici, după ce termină facultatea, un an nu este profesor, ci este stagiar, da? Și vede dacă se potrivește sau nu, nu neapărat că vede el, dar vede sistemul dacă acest profesor se va potrivi sistemului de învățământ. Eu zic că asta poate schimba cu mult lucrurile, altfel sigur că ne putem lega de orice este al sistemului în România, pentru că este pro-sistemul. Asta, nu, așa dar, este. O fi bun, atunci eu te întreb așa. Cum face Casatkina și plecăm cu toți? Și da, exact. Și așa, suntem o societate cosmopolită, fiecare să facă ce vrea, domne. Dar eu te întreb așa, era nevoie ca salariile profesorilor să fie crescute? Mare nevoie. Era nevoie ca salariile profesorilor să fie crescute, ca profesorii să facă un an de să se antreneze, ca 4500 de profesori sau câți au fost să nu reușească să ia nota 5? Deci de asta sunt profesorii la un nivel atât de jos? Și asta este tipic românesc. La noi astfel de examene se dau ca să le pici. Păi e nasol atunci, dacă totul se rezumă la bani, e nasol. Păi, da, se rezumă la bani. Trăim o epocă în care totul se rezumă la bani. Da, vrei, nu vrei, aici ajungem. De asta avem și războaiele până la urmă și de asta au fost războaiele întotdeauna pentru bani. Vreau să mergem acum la Andreea, este aici din nou alături de noi. Cum am putea îmbunătăți rezultatele profesorilor? Ar fi o primă întrebare, Andreea. Aici sunt mai degrabă de partea ta, Cofi, și primul lucru pe care l-aș face pentru a crește atractivitatea meseriei de cadru didactic este să tratăm tema educației nu doar din perspectiva bugetării și a salariilor, ci și din perspectiva statutului, a demnității, a eticii, a rolului educației în viața noastră de zi cu zi. Ori aici să știți că absolut toți suntem responsabili. Inclusiv părinții care trec pragul unei școli și care uită cum trebuie tratat un cadru didactic. Acum, cauzele sunt multiple. În primul rând, absolvenții liceelor pedagogice și calitatea studenților care se îndreaptă către o meserie de profesor. Cei mai buni, în realitate, se îndreaptă către alte domenii mult mai bine plătite. Și atunci, sigur că trebuiau crescute salariile. Dar nu este nici pe departe suficient. Trebuie pornit de la rădăcina problemei. Iar rădăcina problemei este modul în care
Noi suntem chemați să modernizăm școala, sala de clasă și gramatica învățării. Că nu mai e suficient să fii tu profesor să te crezi a tot știitor. Dintr-o lume a noianului de informație, la un clip distanță cu ajutorul instrumentelor digitale și să predai unidirecțional. Toată lumea vorbește acum despre simularea dialogului, a creativității, a analitice și a capacității de a inova. Și aici Angela a spus, stăm prost la inovație, pentru că noi am fost învățați să memorăm, să reproducem. Ceea ce este un fapt banal, pe care orice calculator poate să o facă mult mai repede și mult mai bine decât noi. Calculatorul poate stoca informație cu mintea noastră umană nu va putea niciodată. Cam asta, era și ideea mea. Nu are conștiință. Și aici trebuie să lucreze mai mult educația. La ce înseamnă conștiința umană, valorile etice? Și sigur, multe altele trebuie incluse aici. Da, voiam să spun că cam asta era și ideea mea la subiectul cu digitalizare, pentru că avem calculatoarele care să facă anumite lucruri, neapărat să fim noi. Subiectul a trecut, notele s-au dat. O fi. Argumentele astea nu mai...